Bună seara, dragi beneficiari, bine ați venit la trainingul de astăzi. Astăzi vă propun o soluție simplă în crearea unei prezențe online, a unui sit care să reprezinte afacerea dumneavoastră sau să vă reprezinte pe dumneavoastră sau să reprezinte un interes, un hobby al dumneavoastră, și această soluție o prezintă platforma Wix. Noi am discutat la precedentele traininguri despre platforma Wix ca una din soluțiile și sistemele de management al conținutului simple, mici. Astăzi voi prezenta această platformă și voi încerca împreună cu dumneavoastră, pas cu pas, să realizăm pașii necesari pentru a crea această prezență și, propriu zis, să observați, să încercați și dumneavoastră să realizați acești pași. Veți observa că sunt destul de simple, foarte intuitive, și să vedem cât de simplu și cât de ușor este, propriu zis, procesul acesta de creare a sit-ului. Bineînțeles că, având în vedere că deja noi cunoaștem ce vrem, cum vrem să arate acest sit, avem pregătite acele materiale, avem pregătite, așa, cel puțin în gând, schițat forma conceptuală, cam ce ne-am dorit noi să vedem în această pagină, în această, eu știu, prezență a noastră online. Și bineînțeles că, având și acele elemente vizuale, am în vedere poze sau banere sau logotipul sau alte elemente grafice. Deci, bineînțeles că, știind că aceste toate conținuturi nouă ne trebuie, noi cu dumneavoastră am discutat la ce să atragem atenția când le creăm și propriu zis, să încercăm astăzi. Nu am să vă prezint foarte multă teorie, pentru că este așa orientat pe practică, și am să vă partajez ecranul, am să vă prezint propriu zis browserul, pentru că anume de la el vom porni epopeia noastră de astăzi. Și ați observat probabil adresa de URL al acestui instrument, wix.com. Este una dintre cele mai populare platforme, ele sunt câteva, bineînțeles că este așa o concurență acerbă între aceste platforme și, de fapt, noi suntem cei care beneficiem de la această concurență, pentru că aceste platforme care prestează astfel de servicii, ele încearcă să propună servicii mai bune, un funcțional mai intuitiv și mai prietenos utilizatorilor, și bineînțeles că noi, ca utilizatori ai acestor platforme, noi suntem cei care beneficiem de toate cele ce ne propune această platformă. Bineînțeles că prima ce trebuie noi să facem atunci când intrăm pe o platformă este să ne autorizăm. Pentru aceasta noi ar trebui să
încercăm în cazul de față, eu am să apăs pe butonul începe și propriu zis observați că nouă ne propune să intrăm pe platforma aceasta. Intrarea poate fi realizată folosind un cont special pe această platformă sau ceea ce am ales eu, pentru mine este mai simplu, să mă loghez cu ajutorul contului Google sau Facebook. Eu l-am pe cel de la Google. Veți observa că, propriu zis, procedura de conectare la mine merge și că sunt Corina Negară. El ține cont ce am făcut la sesiunea precedentă. Deci, la moment, observați că la mine nu sunt situri, eu special le-am șters pentru ca dumneavoastră să avem, cel puțin la început, da? Cam același aspect al acestei pagini. Dar în momentul în care noi creăm un careva sit, el apare aici. El la noi este și noi ori de câte ori vrem să redactăm, vrem să adăugăm ceva, noi trebuie mai întâi ne logăm, găsim site-ul nostru în lista MySite, la mine este în limba rusă, interfața aceasta poate fi schimbată limba și propriu zis să găsesc site-ul și să să-l deschid și să-l editez, dacă desigur că apare această necesitate, dar după cum am și menționat la trainingurile precedente, trebuie, neapărat, trebuie foarte sistematic și continuu să lucrăm la conținut, să-l actualizăm, să-l îmbogățim, să-l facem interesant pentru beneficiarii noștri, util. Deci toate acestea noi cu dumneavoastră le-am discutat. Haideți să încercăm să creăm, propriu zis, site-ul cu ajutorul acestei platforme. Probabil că se vede cel mai pronunțat buton pe care îl avem noi aici în această interfață, pentru că noi avem aici și un meniu care ne va ajuta să redactăm site-ul și avem câteva butoane și este butonul crearea site-ului. Apăsăm. Prima ce ne spune nouă platforma noastră sau ce solicită platforma noastră, ne solicită tematica. De ce este important pentru această platformă tematica pe care noi ne-o propunem să o creăm? Este pentru că această platformă are foarte multe șabloane deja gata. Șabloane pentru situri tematice. Deci eu am să aleg, de exemplu, internet, magazin, să zicem, da? Pentru ca să observați dumneavoastră soluțiile pe care ni le propune, eu deocamdată am să sar peste niște pași ca dumneavoastră să puteți observa propunerile pe care ni le dă. Eu am selectat prima din care el ne-a propus ca tematică, tematica, deci magazin. Nu vă faceți probleme dacă nu reușiți după pașii mei, pentru că la moment este doar pentru ca să observați variantele propriu-zis pe care el nouă ni le propune, pentru că Vix o să ne propună nouă câteva variante pentru, în cazul de față, magazinul nostru. Dacă noi vrem să realizăm un careva magazin, cu toate că magazinul ar presupune și unele compartimente, să zic așa, cu o anumită funcție așa mai extinsă,
cumpărare, vânzare, achitare, chestiile acestea, desigur că presupun module speciale pentru realizarea acestora. Eu am ales magazin cu costume pentru dansuri și observați că această platformă îmi propune, uitați-vă, trei variante de situri. Desigur că toate aceste variante ulterior noi le putem să le schimbăm, pentru că eu am să închid, pentru că nu vreau să continu. Mă gândeam să facem o variantă mai simplistă și în special având în vedere că avem un beneficiar care se ocupă imediat razreșit. Așa. Avem un beneficiar care la noi știu eu pentru că se ocupă cu design al unghiilor, cu unghiuțele. Și de aceea eu am să și specific tematica. Sper să-mi iasă să scriu în limba rusă pentru că nu le am cuvintele design. Imediat să-l găsesc, design, așa, salon. Văd că nu se primește cu, ați văzut că nume, salon красоты, e mai aproape, salon, așa, маникюр. Есть? О, iată, salon manicură și pedicură. Ați observat că pentru prima dată am dat designul unghiilor, design nahtei, dar nu mi-a propus o astfel de tematică din lista aceasta de sugestii pe care o are platforma. Am dat alte cuvinte cheie, în cazul nostru salon manicură și pedicură și propriu zis am găsit această tematică în lista sugestiilor pe care mi le oferă această platformă. Dacă noi găsim această tematică, vreau să vă zic că în acest caz designul, imaginile, conținutul va fi foarte aproape de ceea ce nouă ne trebuie și atunci va trebui din partea noastră mai puțin efort în a personaliza și a edita acest conținut. De ce nu? De ce să nu alegem ceea ce deja poate să ne propună această platformă? Pasul 2. După ce ne-am clarificat cu tematica, cât de cât am selectat din ceea ce ne dorim noi și ceea ce ne propune nouă această platformă Wix, trecem la pasul 2, unde indicăm cam ce funcții ne-ar mai trebui să fie în situl nostru. Dacă observați, la noi aici este opțiunea de chat, ceea ce s-ar putea să ducem comunicarea, să ținem această comunicare online propriu-zis pe acest sit. Observați că este bifat posibilitatea de a ne înregistra, adică clienții s-ar putea să se înregistreze automat, să se înscrie la procedură, dar mai sunt și alte opțiuni care în caz de necesitate le putem conecta, de exemplu, probabil că dacă este vorba de multe imagini pe care le postează un mesh în, de exemplu, manicură, atunci probabil că este utilizat așa mai mult Instagram-ul. Și atunci noi am putea să
adăugăm în conținutul site-ului nostru acele imagini sau să conectăm site-ul cu Instagram, ceea ce ar însemna că ceea ce se postează pe Instagram în mod automat va fi reflectat și pe pagina noastră, pe pagina acestui sit. Bineînțeles că sunt mai multe funcții, le selectăm în dependență de necesitățile noastre. Dacă observați, aici este Zakaz Stolikov, probabil că este deja un alt domeniu, da, să zic așa, cafenele, restaurante și mai știu eu. Alegem, bifăm ceea ce ne-ar plăcea să-l avem în site-ul nostru și apăsăm butonul înainte. Următorul pas este unul așa, de două opțiuni avem. Sau să selectăm ca Wix să creeze site-ul în mod automat, ceea ce înseamnă că practic noi obținem un produs cât de cât deja închegat, el cumva ne aranjează și ne propune variante pentru site. Sau partea a doua este să selectăm un șablon și în baza acestui șablon propriu-zis să continuăm editarea, adică să adăugăm imagini, textul nostru, poate să organizăm acest site în corespundere cu ceea ce ne dorim noi. O să aleg pentru început varianta cea mai simplă, varianta când Wix singur construiește propriu-zis acest site. Este foarte comod să-l folosiți această opțiune atunci când cumva nu întotdeauna noi suntem siguri de poate de puterile noastre, de ceea ce vrem noi să realizăm. Și atunci prima variantă ar putea să fie ce ne-ar propune nou Wix, iar a doua oară deja să mergem pe altă cale, să creăm sau să selectăm noi singur template-ul. Wix are foarte multe template-uri, să selectăm noi singur acest template și propriu-zis să procedem la editarea acestui template. Deci voi selecta prima opțiune, crearea site-ului. Când noi îi spunem să creeze site-ul, el va avea pentru noi iarăși câteva întrebări. Prima întrebare este care este numele afacerii dumneavoastră sau a site-ului. Eu am să-i dau Inesa, pentru că era vorba de Inesa. Sper că ne vede pe noi Inesa sau o să ne vadă pe canalul nostru de YouTube. Nails. Înainte. Pentru a importa conținutul deja existent, în caz că el există, putem să indicăm deja site-ul existent, dar deocamdată nu avem noi așa ceva. Eu am să sar peste acest pas. Desigur că poșta mea electronică este pusă în mod automat în adresa de e-mail, deoarece este creat acest sit de pe adresa mea, de pe contul meu, ceea ce ar însemna că în cazul în care creați sit-ul, este foarte ok să fie e-mail-ul, să fie cel corporativ sau cel care îl veți folosi în scopul administrării site-ului dumneavoastră și în scopul menținerii legăturii acestea cu clienții. Deci, de regulă, este un e-mail așa al corporației, al companiei, al întreprinderii, mai știu eu. În ceea ce celelalte opțiuni, adresă, telefon, fax, ele pot fi completate. Propriu-zis, noi putem să indicăm, de exemplu, strada Pușkin
38 municipiul Bălți. Imediat doar să trec la Bălți. Republica Moldova. Ar putea să fie o adresă concretă, telefonul la fel poate fi și dat în formă prescurtată, poate fi cu cod. Deja noi suntem cei care propriu-zis specifică telefonul. Da? Fax, dacă este necesar. Iarăși conturile cu Facebook, Instagram, Twitter, poate TikTok și așa mai departe, ele tot pot fi ajustate, dar menționez că nu neapărat trebuie să indicăm absolut toate, noi putem să revenim la aceste momente și pe parcurs. Chiar dacă acum nu indicăm, oricum nouă o să ne permită să trecem la următorul pas. Ați văzut că nici logotipul nu l-am indicat, nici rețelele de socializare, dar a fost ok, a mers mai departe. Ce template ne-ar plăcea? Observați că el ne propune nouă câteva opțiuni, de fapt el ne propune nouă opțiunile pentru culoarea aceasta, știți, de contrast sau de fundal, să zic așa. Dacă veți face, veți pune mouse-ul deasupra propriu-zis al propunerilor, opțiunilor, veți vedea că apar așa în colțul din dreapta, în partea din dreapta apare palitra de culori, blagorodnyi barhat, este un bordeaux, un bej, negru, чистый, легкий, свежий, как жизнь с чистого листа. Есть алб, еще он верде, аша май, май ярыш, аша май, ниш, ну, что, май пал, май... просто и минималистический, как дом самурая. Алб небу, горизонт, простой, но потрясающий, как закат над океаном. Есть еще верде, еще албастру, еще алб. Сан-Марино, расслабленный, приятный, как отпуск на море. Deci, descrierile acestea, desigur că sunt așa mai interesante. De fapt, iată culoarea aceasta care este propriu-zis aici cea mai mare, asta reprezintă de cel mai multe ori partea așa, cea mai mare a sitului este în această culoare. Sau aveți ecrane, aveți pagini care sunt făcute în această nuanță. Și rococo, легкий, изящный, как королевский, nu știu și минует. Deci este bej, alb, negru și acest maro. Nu știu care vă place dumneavoastră, dacă îmi spuneți, alegem unul din ele. Este vreo idee care s-ar potrivi pentru un meșter de nail art? Nu? Nu să... Prestige. Ok, am ales. Selectăm simplu. Am pus продолжить. Deci, ca urmare, el trebuie, de fapt, nouă să ne propună deja, propriu-zis, variantele, trei variante. Și aici știți că cu variantele este cam dificil. De exemplu, pentru cei care dezvoltă situri, le spun, deci, regula ar fi să nu dea prea multe variante, pentru că dacă omul primește multe variante, el cumva nu se poate repede determina care totuși variantă îi place mai mult. Deci ideal este să oferim trei variante pentru sit. Vedeți că ele cam toate sunt
în aceeași, eu știu, tematică, pentru că toate conțin deja niște imagini, Inessa Nails și nu știu ce, услуги цены și хочу этот дизайн și așa mai departe. Este, și dacă observați aici, sunt practic fundalul, este bejul celălalt, aici dacă observați ultima, fundalul totuși este cel negru, iar aici, să zicem așa, mai puțin negru, dar iarăși este, eu știu, imagini tematice deja puse. Nu trebuie aici prea mult să ne facem probleme chiar dacă nu ne place ceva. S-ar putea să nu ne place, să nu ne placă. Oricând noi putem să modificăm și putem să schimbăm propriu zis pe interior. Adică noi spunem că uite, ăsta este cel mai aproape de ceea ce ne dorim și sistemul de fapt următorul pas ne va propune să edităm acest conținut. Care vă place? 1, 2, 3. Și ăsta parcă îmi place și ăsta. Ăsta cu negru îmi pare prea radical cumva. Ăsta cu negru sau ăsta? Parcă ăsta mai mult. Cel puțin eu poate sunt mai conservativă, dar vedeți că cel puțin vă propune să vizualizați cam cum ar arăta și, să zicem așa, este mai ușor să ne decidem cam cum ar putea să fie. Următorul pas, de fapt, până la editare, ne propune să adăugăm suplimentar niște pagini în, sau mai degrabă, în cazul de față, de fapt, nu se primesc pagini, pentru că totuși este un așa, o pagină foarte lungă pe care sunt plasate mai multe grupe de informații, ce de fapt ecrane, pagină ca cât un ecran. Și ce este aici? Este posibilitatea să adăugăm un fragment despre noi, serviciile oferite, echipa, politica, produse, contactați-ne, dar contactați-ne parcă era, odzvă, de exemplu, de ce nu ar putea să fie, de exemplu, niște opinii ale clienților, am putea, de exemplu, putem să facem așa, deci selectăm ceea ce ne place și pasul v redactor în editor. Veți observa că, de fapt, această etapă este cea mai lungă, pentru că, propriu zis, acum are loc crearea situlului propriu zis, pentru că noi am indicat asta, vreau așa, vreau sau așa, și sistemul deocamdată nu a creat nimic. Iată, acum, având toate răspunsurile noastre, având toate selecțiile pe care noi le-am făcut, el propriu zis a construit ceea ce noi ne-am dorit și iată, ca urmare a pașilor pe care noi am făcut, puteți observa că noi propriu zis, dacă mergem așa în jos, am obținut varianta aceea despre care noi spuneam. Iată, ea este foarte, așa, vedeți, este aici Instagram-ul. Bine, la moment e unit cu ceva. Свяжитесь с нами. Așa, dar nu știu, nu văd eu despre clienții cei a noștri care sunt mulțumiți. Nu i-am văzut. O să-i vedem unde s-au dus ei. Ia că tăiți odzăvă. Așa. O să ajungem imediat și la odzăvă. El este, iată, aici. Odzăvă. Imediat s-au deschis prea mult, am apăsat. S-au deschis și de asta. Deci, vedeți că avem home,
pagina propriu-zisă de pornire, avem înregistrarea online zapis, înregistrarea la înscrierea la procedură și opiniile, recomandările clienților. Ce poate sau ce ne permite nouă această platformă? Este într-o mare măsură este asemănătoare cu ceea ce făceam noi cu dumneavoastră în WordPress, în sensul că fiecare element care este la noi în această pagină poate fi redactat. Putem să schimbăm textul, fundalul, imaginea, poziția, dimensiunea, absolut toate aceste momente, ele sunt accesibile. Deci noi, propriu-zis, trebuie să facem click pe obiectul care noi vrem să-l modificăm și în partea dreaptă, în partea stângă apare un meniu. Meniul acesta, dacă observați, este, bun, header ar fi antetul. Și aici noi avem atât denumirea care este aici, bine, el e luat deocamdată din denumirea business-ului, așa cum s-a solicitat, dar aceasta nu înseamnă că noi nu putem modifica. Sigur că putem modifica, putem scrie altceva, Inessa Nails, deci noi, de exemplu, avem grijă de unile dumneavoastră. Să zicem, bine, ar putea să fie dumneavoastră, ceva nu am scris corect, dumneavoastră. Am putea să lăsăm aici sau am putea să punem propriu-zis acest conținut la slogan. Să-i adăugăm slogan. Așa. Și cu un mare. Deci menționez că toată povestea aceasta, tot ce facem noi acum, propriu-zis, are loc online. Nu am instalat nimic, nu am avut nevoie să setez ceva, absolut nimic. Platforma ne propune nouă sau ne pune la dispoziție propriu-zis tot acest funcțional. Ei au și cont sau funcțiile oferite contraplată. La moment eu sunt în categoria sau funcțiile pe care le utilizez, eu le utilizez absolut gratuit. Unica problemă apare atunci când vrem să publicăm site-ul nostru. Veți observa că pentru publicarea aceasta gratuită, încă o dată menționez, dat fiind faptul că este gratuit, platforma Wix va include în URL-ul paginii noastre, va include wixsite.com. Deci el va face publicitate, dacă vreți, pe seama dumneavoastră. De ce o face lucrul acesta? Pentru că site-ul va apărea pe domenul lor, ceea ce înseamnă că, cu siguranță, denumirea lor trebuie să apară în denumirea site-ului nostru. În cazul în care dumneavoastră aveți propriul domen, procurat, după cum menționasem noi la lecțiile precedente, puteți să-l conectați pe el și să folosiți partea aceasta gratuită, găzduirea aceasta și să vă limitați doar la domenul procurat. Am adăugat, după cum observați, am adăugat sloganul a apărut foarte frumos, mai jos, cu un text mai puțin pronunțat, însă foarte delicat.
Dacă avem nevoie să mai schimbăm aici ceva, observați că propriu zis trebuie doar să facem click. Dacă aș face un click pe logo, el mi-ar propune să încarc logotipul acestei pagini. La moment vedeți că apare un singur așa un V cumva, deci este propunerea VIX-ului. Bineînțeles că dacă l-am eu, îmi spune că situl este automat salvat, ok. Deci dacă vreau să-l schimb, îmi încarc logotipul în partea aceasta stângă din meniul acesta, dacă vreau să-l elimin, da? Să nu mai fie lăsat loc pentru logotip, l-am exclus din, am scos bifa și vedeți că acest logotip a fost eliminat. Deci, practic, tot ce apare pe pagina aceasta poate fi redactat intuitiv, foarte simplu. Iarăși, vreau să redactez partea a doua, da? Propriu zis, aici unde este o imagine, imaginea aceasta, bine, cu siguranță că va trebui să o modific, dar antetul, de exemplu, Inessa Nails, probabil am să iau aceste. Așa. Să mai pun aici ceva. Delicat și deosebit. Imediat și deosebit pentru fiecare. Pentru fiecare, bun, cu sloganele cred că nu stau prea bine, pentru că, iarăși, probabil că aici ar trebui să fie focusare pentru tine, pentru toți, cred că nu e bine, mai orientată spre clientul nostru, propriu zis, ar trebui să fie. Și pentru a schimba imaginea, imaginea aceasta noi o putem să o încărcăm în SID. La moment noi avem câteva imagini, imaginile acestea deja sunt încărcate pe, în galeria aceasta, pentru că într-adevăr în acest SID sunt multe imagini. Pentru ca să adăugăm o imagine proprie a noastră care vrem să fie aici, noi trebuie să apăsăm Dabavitișo pentru ca să-i selectez, să indic, da, de unde să încarce el, zagruzit file și zagruzit z computera. Eu am fost pe pagina de Facebook a Inesei și am descărcat câteva poze, să fiu sigură că sunt acolo unde foto, să fiu sigură acolo unde le-am și încărcat. Probabil că este una din. Așa, selectez și OK. Deja această imagine a apărut. Gatova. Hai. Ceva încă nu mă spăl la capăt. Imediat. Da,
aici probabil că este vorba de un șir. Sorry. Nu am fost atentă că nu e vorba de o imagine, ci de mai multe imagini, ceea ce înseamnă că eu iarăși am să intru în galerie și am să elimin din această galerie mai multe imagini, propriu zis am să le elimin pe toate. Bine, am să încarc altele, pentru că galeria în cazul de față presupune un slider, mai multe imagini, eu am să iau câteva, mai multe imagini care se rulează, da? Sliderul ăsta presupune că se schimbă în mod automat imaginile. Stați puțin că am ales doar una, pe când trebuia să aleg câteva. Așa, să văd unde mi le-a pus. Asta și asta. Așa, ok. Iată, am pus câteva, cel puțin 4-3 trebuie să fie pentru ca ele să arate bine. Dacă observați, deja a apărut și aceste imagini vor fi derulate una după alta. Eu am să încerc să trec la regim de vizualizare, prosmotr, pentru ca să văd cam cum arată. Puteți să faceți ori de câte ori vă este interesant procesul. Da? Bine, imaginile acestea nu au fost de dimensiunea necesară. Dacă observați, ele sunt prea mari aici. Ceea ce vă spuneam eu atunci când noi cu dumneavoastră discutam când discutam despre imagini, spuneam că imaginile pentru un astfel de element trebuie să fie de o anumită dimensiune și de o anumită înălțime. Vă rog să revedeți trainingul nostru cu imagini și mă întorc înapoi, le-am văzut. Așa, m-am întors înapoi. Iată, da, propriu zis, acest conținut. Pot să mă deplasez mai jos. Mai jos noi avem un alt conținut. Aici sunt, propriu zis, serviciile pe care le ofer. Bineînțeles că, iarăși, fiecare dintre aceste elemente, ele pot fi la noi redactate, dacă le creăm pe altele, dacă nu pe acestea. Am adăugat să-ți dați novui uslugu, imediat el se încarcă. Da. Dacă observați, noi avem trei aici servicii. Aceste servicii pot fi redactate, izmeniți. De exemplu, vreau să schimb imaginea, vreau să schimb textul, deci știți că putem să-l personalizăm. Îngrijirea, să zicem eu, zic eu, îngrijirea unghiilor, să zicem, așa, să zicem, durează, cât costă, nu știu, probabil 99 lei, așa, până când îl lăs așa, să vedem ce s-ar primi. Așa. Văd că mai sunt aici niște opțiuni pe care le mai adaug cu cine este lucrătorul. Probabil că eu am să scot lucrătorul, cel puțin am să scot bifa.
Așa, am să scot această bifă, așa, și am să... Așa, poiesc sătornicăv, dar nu vreau să fie poiesc sătornicăv. Așa, pentru că este vorba de înscriere și de ce era ideea că trebuie să fie mai mulți. Imediat vreau să-l modific pe persoană, dar eu nu-l găsesc aici unde ar putea el să fie la mine. Deocamdată probabil că este într-o altă opțiune aici la noi. Așa, tarifne plană, dacă am avea noi, de ce este nevoie de acest lucrător, pentru că noi am indicat că avem nevoie și de calendarul acesta de înscrieri și iată am găsit și personalul, o clipă s-a hrănit, imediat noi să-l înscriem și să trec la personal. Ca să schimb sătrudnica din, să-l modific în Inesa, propriu zis. Inesa. Așa. Și s-a hrănit. Ceea ce ar însemna că lucrătorul nostru care era indicat aici în Inesa. Lista aceasta de servicii, da, noi îl putem schimba. Dacă toate acestea noi le facem bine, eu le-am făcut doar în cazul unei opțiuni, probabil că este posibil să facem și pentru celelalte opțiuni. Așa, deci foto, cât durează, propriu zis prețul, așa, parcă sunt acestea. Așa, zapisați-a înscriete. Așa, parcă am făcut, da? Mai durează el o leacă așa mai. Iată așa, frumușel. Bine, nu am făcut pentru toate serviciile, pentru că ar dura mai mult. Aici, iarăși, noi avem un element grafic, la urma urmei, în cazul că asta este iarăși o galerie. Galeria aceasta noi putem să o scoatem din caz că... De exemplu, eu mă gândesc că am pus acolo sus o galerie, nu știu dacă jos mai trebuie să-l mai adaug, dar aceasta nu deloc nu înseamnă că nu putem să o mai adăugăm și pe ea. Iarăși, observați că aici sunt câteva elemente, este... orele de lucru, bine, s-ar putea să schimbăm, s-ar putea să adăugăm ceva nou și așa mai departe. Eu totuși aș fi vrut, iată, aici, probabil că atunci când vorbim despre rețelele de socializare, pentru că s-ar putea să fie unite situl nostru, în linii generale, siturile ele pot fi unite cu rețelele de socializare și cu Facebook-ul, cu Instagram-ul, cu Pinterest-ul și, propriu zis, cei ce apare pe Instagram să apară și aici, deci el cumva extrage, doar că pentru ca să puteți realiza lucrul acesta, dumneavoastră trebuie să conectați acest sit la Instagram-ul respectiv. Cu, ca
care să, din care să extragă aceste conținuturi. Pentru a adăuga, propriu zis, podcluciți Instagram și indicați acolo credențialele, propriu zis, pentru Instagram. Eu nu am Instagram, de fapt, așa stau lucrurile, dar pentru promovarea serviciilor dumneavoastră, pentru atragerea clienților, probabil că utilizarea rețelelor de socializare ar fi așa un instrument foarte eficient și dacă lucrați pe Instagram sau lucrați pe altă platformă pentru a promova afacerea dumneavoastră, atunci este evidentă conexiunea aceasta cu situl, pentru că munca dumneavoastră, cei ce plasați pe Instagram, în mod logic și foarte coerent să apară și în sit. De ce să munciți de câteva ori? Da? S-ar preluați de acolo și, propriu zis, conținutul acesta apare pe sit în mod automat. Iată, momentul ăsta pentru noi este cel mai benefic, pentru că dumneavoastră aveți grijă de Instagram, ca el să fie întotdeauna reînnoit, actual, cu publicații noi și respectiv și situl. În cazul acesta va fi automat actualizat cu acele conținuturi care le-ați plasat pe Instagram. Și ultimul element este contactați-ne, iarăși ar putea să fie niște conținuturi care ați dori să le modificați, de exemplu, așa, contactați-ne, așa, și probabil că putem modifica imediat. Așa. Hai. Forma. Probabil ceva mai. Durează. De ce durează? Durează pentru că depindem de conexiune, durează de faptul că toată platforma aceasta este online și toate funcțiile acestea variate pe care ne le oferă platforma, ele necesită resurse și de aceea în unele momente o să vedeți că s-ar putea să dureze până ajunge. Cu atât mai mult că noi suntem în sesiune acum și videoconferință și o parte din trafic merge pentru video, pentru VIX rămâne puțin și văd că cam greu. Dar iarăși este un moment de editare, de redactare, pentru că simplu și ușor poate fi adăugat câmpuri sau editate câmpurile care deja există. Ceva e cam greu. Am să selectez un alt obiect pentru că ceva durează. Dacă observați partea de jos, apropo, este strada Pușkin 38, anume adresa pe care am menționat-o eu la una din etapele inițiale. Această adresă, ea poate fi modificată, adresa și carta. Să zicem că poate nu-i strada Pușkin, să-i dau o altă adresă în Decebal 100, să zicem. Dacă observați, harta noastră în mod automat a fost modificată pentru că ea are acel segment din hartă, hai să zic, harta generală sau harta lumii, deci în linii generale eu aș putea aici să pun municipiul Chișinău.
veți vedea că se trece în imediat să... Am vrut să măresc harta, dar am mărit așa, hai. Dacă nu o să vrea așa, să vedem dacă ne permite. Nu. Trec în regim de vizualizare, pentru că acolo este simulat propriu-zis procesul acesta de lucru cu așa, hai. Vedeți, da, ăsta este chat-ul, apropo, iată, contactați-ne, arată foarte bine și iată, este harta, aici plusul ar lucra și trebuie să observăm că este propriu-zis intersecțiile la care stradă, cum ajungem. Dacă, de un caz, că punem o altă adresă, în mod automat se schimbă poziționarea aceasta, deci am să trec înapoi la bălți, să zicem. Da, dar întâmplător am șters tot. Tot bălți, să zicem, da, strada Inde, imediat mai frânează el, strada Independenței, așa, hai, zi, Inde, puțin îl iau eu, cred că prea repede. Of, 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 graba, graba, graba. Bălți, așa, am să iau probabil că din adresă, pentru că cumva el frânează la mine acum și ca să nu pierdem mult timp, am să schimb doar din Pușkin, am să fac in de... Independenței ar vrea el. Independenței, da, Dumnezeu. Așa, strada Independenței. Și acum am să fac o vizualizare ca să observați, pentru că probabil bălțul noi îl cunoaștem mai bine ca Chișinău, ca să ne putem da seama că el a determinat o clipă, o clipă, că iarăși eu fac aceeași greșeală, pe plusul ăsta ar trebui să apăs. Așa, strada Independenței, ați văzut că este marcat în centru. Și este strada Pușkin, strada Independenței, deja cumva este Voluntarilor, Hotinskaya, undeva acolo ar fi strada pe care am indicat-o noi ca, ca locație. Deci dacă dumneavoastră indicați, deci pur și simplu indicați adresa așa cum o cunoașteți dumneavoastră în formatul liber, pentru că dacă am să scriu bălți Independenței sau dacă am scriu Independenței 100 bălți, el oricum va determina corect locația și va pune acest simbol al locației, marcatorul acesta, îl va pune exact acolo unde nouă ne trebuie. Și în sfârșit, în partea de jos, veți observa că este ceea ce se numește
subsolul sau în limba engleză footer și veți vedea că este și copyright-ul jos, site-ul este creat cu Vix.com, este Inessa Nail, deci e ok pentru că trebuie să recunoaștem și faptul că platforma aceasta a contribuit la crearea acestui site, practic ea l-a creat, eu doar am redactat anumite momente, am adăugat imaginile noastre, am adăugat textul, bine, și textul aici nu prea mult noi deocamdată am adăugat, dar bineînțeles că noi putem adăuga conținut nou, imediat vă arăt cum, nu înainte ca să vă arăt și posibilitatea de a adăuga referințe la Facebook sau la Twitter, deci în acest caz se indică adresa paginii din Facebook a dumneavoastră sau a afacerii dumneavoastră, iată aici, ea ușor se înscrie, la moment ea este legată cu pagina platformei pe Facebook, dar noi putem să o personalizăm și să indicăm propriu zis pagina noastră. Dacă eu drept țin minte, am putea să o găsim pe pagina Inesei și să o adăugăm. Așa, și aici schimbăm, redactăm, enter. Așa, este. Prosmotr. Și să vedem partea de jos. Imediat. Așa, ar trebui să deschidă Facebook Inessa Cazacu. Este. Exact la fel lucrează și celelalte, deci trebuie să preluăm de pe platformă adresa paginii, să o incorporăm în respectiva rețea de socializare. Dacă una din aceste rețele considerați că nu este oportună, ea poate fi eliminată. Ultimul pas propriu-zis care trebuie realizat atunci când noi avem un sit este să-l publicăm, pentru că la moment, după cum și era și în cazul platformei WordPress, noi avem posibilitatea să lucrăm pe conținut fără ca să facem public acest conținut. Ceea ce înseamnă că la moment din exterior cineva pe web, cineva care navighează, el nu poate vedea conținutul acesta pentru că el încă deocamdată nu este publicat. Ca să publicați este propriu zis butonul a publicat, ceea ce înseamnă că propriu zis vreau să public conținutul acesta pe web. Și, după cum și menționasem, sunt două opțiuni pe care mi le oferă această platformă. Prima opțiune este gratuită, doar că este o parte care, vedeți că este cumva cu sur așa scrisă și dacă eu îmi apăs pe butonul de ștergere, nu șterge, pentru că bucata aceasta este obligatorie. Prima jumătate este Negara Corina, pentru că eu sunt cea care am creat propriu-zis acest conținut, ceea ce înseamnă că atunci când dumneavoastră veți crea, probabil cel mai bine este să indicați denumirea afacerii în e-mailul care îl uniți și atunci o să aveți denumirea afacerii și wixsite.com. Nu putem să nu avem acesta pentru că platforma ne oferă nou spațiu gratuit, în schimb el cere ca acest Wix site să fie totuși indicat, doar că dacă aș avea eu domeniul meu, eu l-aș putea conecta. Deci putem să folosim și domeniul propriu. Eu am să folosesc am zis Inessa, da?
Inessa Nails a publicat. El acum se va gândi, va publica tot situl pe care noi cu dumneavoastră l-am creat și din momentul în care situl este publicat, această adresă negaracorinawixsite.com Inessa Nails va deveni funcțional și va conține exact acel conținut care noi cu dumneavoastră astăzi l-am creat. Secundăciu, scrie el. Durează încă o secundăciu că o scris. Și publicarea aceasta sau faptul că l-ați publicat, în principiu, dumneavoastră puteți să ștergeți conținutul. Iată, este publicat sub acest sit, smatreți. Iată sus, în caseta aceasta de adresă URL, este propriu zis acea adresă care noi am specificat-o. Bine, bucățica aceasta, prima jumătate, nu a fost negociată, însă partea a doua eu am indicat propriu zis denumirea de care am considerat eu că este bună. Iar în partea de jos, iată, sunt aceste 4 imagini, vedeți că ele nu sunt prea bune. Bine, noi am discutat momentul ăsta. Avem serviciile, da, și avem și niște efecte. Avem aici, încă un, și spuneam că l-am lăsat deocamdată. Astea sunt Instagram-ul, dar care este a cuiva, nu este al nostru, pentru că nu am avut posibilitatea să-l conectăm, contactați-ne și harta, ce-am făcut noi cu harta? Am păpat harta. Am lucrat cu ea până n-a și dispărut această cartă. Probabil că trebuie deja să trecem înapoi înapoi. Ceva am născocit noi cu harta noastră. Probabil ceva nu a mers. Așa, parcă e bine. Parcă e bine. Greu de spus de ce el nu a funcționat, dar mai încerc o dată să vedem. Poate încă nu s-a încărcat, văd că mai e. Iată, este. Acum e ok. Probabil că nu se încărcase până la urmă. A apărut și harta noastră. Iată, în câteva mișcări, noi cu dumneavoastră am creat propriul sit. Bine, desigur că în momentul în care noi ne propunem un conținut mai bogat, va trebui să încărcăm acest conținut, va trebui să-l organizăm acest conținut, pentru că, vedeți, noi avem aici butonul Dabavit și din butonul Dabavit noi putem să adăugăm un bloc, adică un element suplimentar în această pagină a noastră, de exemplu, foto. Putem să mai adăugăm o imagine, propriu zis, în pagina noastră. Am ales elementul, l-am tras în pagină și el trebuie să se adauge în pagina noastră și am să zic așa, avem să zicem așa, profită de ofertele de Paști, cred că e Paști. Așa, de exemplu. Așa, am zis și eu ceva la moment, da? Sau dacă vrem să adăugăm text, iarăși ne ducem, selectăm text. Textul iarăși poate să fie mai mare, mai mic, stânga, dreapta, mijloc, să zicem. Îl adăugăm noi undeva aici.
cred că undeva, ei, hai să, să zicem și aici. Și am să scriu aici, puțin mai sus, așa, fac o clipă, el puțin nu mă ascultă, așa, și să zicem, unde este, așa, este, în perioada 18 aprilie sau 18, hai să zic, 25 aprilie, da, și mai jos am să zic că ceva se întâmplă acolo în această perioadă. Deci, propriu zis, adăugarea conținutului se realizează prin opțiunea adăugare. Adăugarea paginii este adăugați strănițu. Ceea ce ține de design, iarăși noi putem să trecem la opțiunea de design și să selectăm posibil să selectăm alte nuanțe, alte culori, de un caz că considerăm că culorile pe care le-am ales noi poate nu sunt cele mai, eu știu, atractive și așa mai departe. Deci, acest instrument este așa ca un constructor Lego. Deci, noi treptat, cu ajutorul blocurilor, adăugăm conținutul, cu ajutorul designului, din multitudinea de variante pe care mi le oferă această platformă, selectez acea formă sau acel aspect care este mai aproape de ceea ce ne dorim noi. Ia uitați-vă și imaginile noastre arată deja super. Am schimbat design-ul, da? Și ne bucurăm de ceea ce obținem și se bucură și clienții noștri pentru că au posibilitatea să vizualizeze serviciile dumneavoastră, au posibilitatea să găsească contactele, să vă contacteze și respectiv au de câștigat ambele părți. Dumneavoastră clienți noi, iar clienții sunt satisfăcuți pentru calitatea și serviciilor și produselor. Poftim întrebări. Până se publică varianta nouă a sit-ului, ascult întrebările dumneavoastră. Nu sunt întrebări. V-am lăsat fără cuvinte, zic eu. Iată cum arată într-un final sit-ul nostru, uitați-vă și unghiuțele noastre deja, deoarece imaginea s-a făcut mai mică, s-o arată mai bine. Da, poftim, ați scris un comentariu imediat să văd. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc foarte mult! După cum și vă spuneam, aceste platforme mie îmi par foarte utile pentru cei care vor să creeze, dar poate nu le ajung cunoștințe, poate nu le ajunge timp ca să facă ceva din start, de la zero. De ce să nu folosim noi instrumente care ne oferă nouă toate acestea? Practic, întinde mâna și ială. Cea mai dificilă parte este, de fapt, proiectarea, este scrierea acelor slogane, acelor texte motivaționale sau mai știu eu de care, care să atragă clienții. Este imaginile pe care le postați, iarăși trebuie să acordați o mare atenție lor. Eu cu dumneavoastră acum le-am postat
fără să le optimizez, dar în mod normal ar trebui să ne gândim și la faptul că ele trebuie optimizate. Bine, v-am spus și instrumentele care sunt bune pentru optimizare, iarăși. Ne uităm la sesiunile cu conținutul grafic. Și având toate acestea la dispoziție și având un astfel de instrument precum este VIX, veți vedea data viitoare că el nu este unicul, mai sunt și alte platforme la fel de utile. Data viitoare vorbim despre o altă platformă și vom vedea cum realizăm un sit în cazul platformei WebNode, dacă o selectăm pe ea. Bun, și eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență, sper foarte mult să vă fie utile și să rămâneți cu echipa noastră și la celelalte sesiuni. Vă îndemn să participați și să fiți activi și să beneficiați de training-uri de calitate. Mulțumesc mult, o seară frumoasă și ne revedem! Mulțumesc!